Tesla, un produs capitalist imperialist, iată, anunță că recheamă în servis peste 2 milioane de mașini pentru a modifica sistemul de conducere automat. Măsura vine după ce oficialii americani responsabili cu siguranța auto au stabilit că sistemul care ar trebui să dea asigurări că șoferii sunt atenți când folosesc modulul autopilot E defect. Constructorul auto transmite că este la curent cu investigația și că va face o actualizare a sistemelor mașinii. Rechemarea de acum, fără precedent, vine după o lungă investigație privind mai multe accidente care s-au produs în timp ce sistemul autopilot era în funcțiune. Unele dintre aceste accidente au fost letale.